Biblioteca Basarabia din Soroca s-a îmbogățit cu un lot important de carte donat de parteneri din România și Republica Moldova. Cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la fondare, în incinta instituției, a fost organizată o mare sărbătoare cu lansări de carte, la care au participat autorități și oameni de cultură de pe ambele malurile Prutului. Biblioteca Basarabia din Soroca este prima bibliotecă de carte românească din Republica Moldova. Instituția este o filială a Bibliotecii Județene Vasile Voiculescu din Buzău și și-a deschis porțile în 1993. Fondul primar de cărți a fost de 6.000 de volume donate de orașul Buzău. Donația a fost făcută în perioada plină de evenimente legate de renașterea națională a Republicii Moldova. În acea perioadă, când era necesar crearea unor noi tipuri de biblioteci care să corespundă realității, adică prelejuite de redeșteptare națională, și Biblioteca Basarabia a fost o punte de salvare pentru cadrele didactice, pentru elevi, studenți. Iată că am reușit să ajungem, noi cel puțin Biblioteca Județeană, să aducem peste 25.000 de unități de bibliotecă, adică volume în sine. Biblioteca a fost renovată cu sprijinul Consiliului Județean Buzău. Am dăruit bibliotecii o ediție anastatică a cărții Cartea Noastră, editată în anul 1936 de către Emanuel Catelli, fostul prefect de Bălți, pe timpul căruia prosperitatea oamenilor a crescut vizibil și cartea este redactată în limba română literară și era dăruită tuturor tinerilor care veneau la încheierea căsătoriei civile. De la inaugurarea sa din 16 noiembrie 1993, Biblioteca Românească de Carte cu Grafie Latină din Soroca poartă numele Basarabia. Ziua botezului nu a fost aleasă întâmplător, pentru că atunci se împlineau 100 de ani de la nașterea Bibliotecii Buzoiene, cea care a contribuit decisiv la crearea Bibliotecii din Soroca.